Salut prieteni, bine ați venit la videotorial.ro Eu sunt Cristi și astăzi am o rezolvare simplă pentru aceia dintre voi care au probleme cu conexiunea la net pe Windows 10. Rezolvarea este valabilă pentru conexiunile pe fir, pentru conexiunile wireless vom face un tutorial cu altă ocazie. Dacă cumva aveți niște probleme specifice cu wireless-ul pe Windows 10, vă rog să înscrieți pe rubrica de comentarii și să specificați acolo care este problema. Acum să ne concentrăm pe problema noastră. Practic este un bug din Windows. Eu am Windows 10 updatat la zi și placă de rețea integrată Intel. Deci este placa de rețea de pe placa de bază. Da? Problema arată în felul următor. În momentul în care am folosit ieri PC-ul, a mers fără probleme. Am avut net încă de când l-am deschis. N-a trebuit să fac absolut nimic. Astăzi îl deschid, nu mai am net și mi-arată la placa de rețea neconectat. Nu sunt conexiuni disponibile. Cu toate că PC-ul este conectat la router prin, prin wireless, prin fir, pardon. Deci ar trebui să fie net fără nicio problemă. Acum nu știu dacă la toți apare această problemă pentru toate plăcile de rețea. Tocmai de aia v-am spus că eu am placă de rețea Intel, Windows 10 datat și apare problema asta din când în când, nu apare mereu. Atunci când apare, o puteți rezolva cu câteva restarturi. Dar mulți dintre voi o să dați un restart, vedeți că nu merge, vă enervați și așa mai departe. Rezolvarea este mult mai simplă și o facem fără niciun fel de restart. Pur și simplu mergem aici pe butonul Start, click dreapta, Mergem pe manager dispozitive și aici o să vedeți că placa de rețea Intel apare că n-ar avea driver. Practic cred că este undeva un bug în BIOS, în BIOS-ul lui a plăcii de bază, care nu a încărcat bine driverul pentru placa de rețea de la Intel cine știe, sau poate l-a încărcat prea târziu, sau poate nu l-a luat Windows, sau cine știe ce s-a întâmplat, oricum e un bug care apare, câteodată apare, câteodată nu apare. Rezolvarea este destul de simplă, clic dreapta și scanare pentru modificări de hardware. Și după cum vedeți, totul s-a rezolvat de la sine, nu este niciun fel de problemă, a revenit netul și avem net, da? Mergem pe videotorial.ro, după cum vedeți avem net fără niciun fel de problemă, totul merge foarte, foarte bine. Cam asta este rezolvarea, v-am spus, este o rezolvare simplă, din păcate nu știu care este rezolvarea definitivă acestui bug, pentru că asta nu este o rezolvare definitivă, este ceva temporar, dar este ușor de făcut decât clic dreapta și scanați pentru modificări hardware. Cine știe, poate nu se inițiază bine driverul, poate e un bug în Windows, poate placa de rețea defectă, dar chestia asta am observat că este întâlnită în multe cazuri, adică nu numai la mine s-a întâmplat chestia asta, am vorbit cu prieteni care mi-au spus că și ei au pățit acel lucru. Cam asta a fost pentru astăzi, nu uitați dacă aveți probleme cu conexiunea wireless, vă rog să înscrieți pe rubrica de comentarii ca să cuprind în viitorul tutorial referitor la conexiunile wireless și probleme conexiunile wireless pe Windows 10 să cuprind și problema voastră. Cam asta a fost pentru astăzi, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, eu sunt Cristi, voi ați fost la videotorial.ro încă o dată vă mulțumesc, la revedere!